Salut, prieteni! Sunt Marius. Am astăzi pentru voi un film în care vreau să vă prezint, să fac un unboxing și să vă prezint pe scurt noul iPad Pro 11 inch. Împreună cu iPad-ul am cumpărat și un Smart Folio și acesta este iPad-ul Air 2 pe care îl folosesc de un pic peste 4 ani și care are doar 16 GB de spațiu și după atâția ani se observă că e mai încet. Am făcut și greșeala să fac update-uri la ultimul sistem de operație sau aproape ultimul sistem de operare existent și anume 11.4.1. N-am vrut să mai fac update-ul la 12.1 sau nu știu care sistemul de operare este actual în acest moment, pentru faptul că 16 GB procesor de acum 4 ani nu mi s-a părut foarte, cred că nu ar fi funcționat sau ar fi funcționat mai încet decât funcționează acum. Am profitat de o ofertă de Black Friday și am achiziționat acest iPad Pro un pic mai ieftin decât pe piață. Problema e că iPad Pro nu mai este deloc accesibil, ca să zic așa, publicului larg. L-au denumit Pro, însă dacă se apropie ca și bani de prețul pe care îl plătești pe un laptop. Și atunci nu mai, dacă mai are sens. Haideți să vedem. Deci, în acest moment, Apple vinde următoarele versiuni. Vinde iPad, iPad Mini 4, iPad Pro 10.5, care este versiunea anterioară, și iPad, noul iPad Pro. La momentul când am cumpărat acest iPad Air 2 pe care îl folosesc, a costat 700 de euro. Este versiunea 16 GB cu celular, dar 700 de euro a costat împreună cu această husă de protecție, care vedeți că a rezistat 4 ani. În prezent, iPad-ul pe care îl vând ei, ca și versiune de entry-level, ca să zic așa, începe la 350. Pentru 32, mergem o culoare, pentru 32 și pentru varianta cu Wi-Fi și celular, este mai ieftin decât a fost iPad Air 2. Problema este că ecranul acestui nou iPad nu mai este ce a fost ecranul anterior. Adică ecranul iPad-ului meu, care are 4 ani, e mai bun. Nu ca și definiție, ci ca și culori, ca și tehnologie, decât iPad-ul nou. Și, mă rog, am vrut să mă asigur că am ceva care să fie, să zicem oarecum, mai sigur pentru viitor, care tot așa pe care să-l folosesc 4 ani și m-am orientat către nou iPad Pro. Dacă vedeți, există două variante, de 11 și de 12.9 inch. iPad-ul Pro de 12.9 inch începe la 1099, deci la 1100 de euro. Este deja un preț pentru pe care îl iau ei la un iPad Air. Ceea ce mi se pare foarte mult. În fine, versiunea pe care am luat-o eu este 11 inch, Space Gray, 64. Aș fi vrut să iau varianta cu 256, însă, dacă vă uitați, varianta Wi-Fi este 1050 de euro. Este enorm. Da? Și am ales varianta Wi-Fi cu celular. Am un abonament de date aici, în Germania, unde stau, și în plus, iPad-ul care are
modulul de conexiune sau iPad-ul care permite și conexiunea la rețelele mobile are și GPS în plus. Și din punctul meu de vedere, e un lucru la care n-am vrut să renunț. Dar acest iPad costă în mod normal 1050 de euro. Este insane, e crazy. Am profitat de, așa cum vă spuneam, de Black Friday și am luat acest iPad cu 970 de euro. Atunci, pentru diferența de bani până la 1050, am cumpărat acest Smartfolio care a costat 90 de euro. Nu a fost foarte ieftin. Și, mă rog, practic, le-am obținut pe amândouă cu 10 euro mai mult decât dacă aș fi cumpărat acum acest iPad Pro. Am mai comandat și un Apple Pen pe care însă l-am comandat cu gravură și datorită acestui lucru el va ajunge undeva în săptămâna 10-13 decembrie. În fine, haideți să nu mai pierdem timpul, să vedem ce conține pachetul. Cutia iPad Pro e un pic altfel decât cea de anul trecut sau cea din anii trecuți. Din păcate nu am aici cutia iPad-ului R2 pe care a rămas în țară pentru a face o comparație, însă Apple ne permite în acest moment să facem, să scoatem mai ușor, să desfacem mai ușor cutia cu ajutorul acestei pull tab, nu știu cum să zic, etichete de care să tragi. Cutia nu are niciun fel de protecție, partea superioară a cutiei nu are niciun fel de protecție. iPad-ul are și un pull-out tab, chiar nu știu cum să denumesc această bucățică de plastic cu care ajutorul că ea o scot din cutie. Și un prim feeling este ușor. Este ușor. Oh my god, this camera is huge. Este ușor, efectiv, în comparație cu celălalt iPad. O să-l scot și să scot și iPad-ul vechi din cutie. Ca și dimensiuni, iPad-ul de 11 inch este foarte, foarte puțin mai mare decât iPad-ul de 9,7. Cei de la Apple au reușit însă să facă să obțină aceleași dimensiuni pentru iPad-ul de 11 ca și pentru iPad-ul de 10,5 care există și care încă se vinde. În cutie mai avem instrucțiuni. Un quick start guide, iPad Pro, ok, în mai multe limbi, și evident Apple stickers pe care nu reușesc să le găsesc acum. Două Apple stickers și pentru că versiunea vine cu partea de celular, cu modulul celular, avem și un SIM ejection tool. În cutie mai avem un încărcător, care este un încărcător de 18W. Și vine cu un cablu pe care eu personal n-am să pot să-l folosesc. Pentru că vine cu un cablu USB tip C. USB tip C. Acest cablu poate fi folosit doar cu încărcătorul pentru a încărca iPad-ul. În măsura în care însă vreau să sincronizez, să fac backup după iPad, va trebui să folosesc un cablu pe care l-am primit la un alt telefon și anume la Galaxy S8 Plus. Anul acesta Apple a decis să renunțe la portul lor specific, Thunderport, da? Cum se numește, și a optat pentru versiunea sau pentru portul USB tip C. În acest moment
iPad-ul vine livrat, așa cum am zis, cu USB tip C. Un alt lucru la care a optat Apple și pentru care nu sunt un fan deosebit este faptul că nu mai are jack de 3.5 pentru căști. Din punctul meu de vedere, e un accesoriu necesar. Există un dongle, un adaptor USB-C către muffler jack, cablu care este în genul ăsta, care permite conectarea de la USB-C la căști. Pe partea stângă, ca să zic așa, cum vă uitați la iPad, iPad-ul nu mai are absolut niciun buton. Are în schimb un mic microfon. În partea de sus avem butonul de pornit-oprit și lateral butonurile de volum. Iar aici, în partea de jos, avem tăvița pentru micro-SIM, pentru nano-SIM, pardon. Haideți să vedem cum arată și acest Smart Folio. Ok. Este un Smart Folio care se atașează magnetic la iPad. iPad-ul are, zic cei de la Apple, 102 magneți, 102 magneți, da? Cu care practic se atașează la Smart Folio. Din păcate, această carcasă, acest Smart Folio, nu protejează lateralele, da? Spre deosebire de celălalt care făcea acest lucru. Acest Smart Folio permite așezarea iPad-ului în această poziție pentru a viziona, nu știu, a putea viziona, a consuma conținut online și protejează practic partea din față și partea din spate. Vă vorbeam despre Apple Pen. Cu acest iPad funcționează doar versiunea a doua, Apple Pen, care costă 135 de euro și care se atașează aici, se antochează aici magnetic și tot pe în această zonă se și încarcă wireless. Nu știu, comparativ cu iPad-ul vechi, este foarte, foarte puțin mai mare. Evident, datorită faptului că este cu 4 ani mai nou, camerele, procesorul, toate specificațiile tehnice sunt net superioare iPad-ului vechi. O să mă opresc aici. Aceasta a fost doar o scurtă prezentare. Urmează să fac un alt film în care să vă prezint și părerea mea și experiența mea cu acest iPad după ce îl voi fi folosit o perioadă de timp. Sper că filmul meu să vă fie ajutat. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmuleț următor. Ciao!